Salut și bine v-am găsit la episodul de astăzi. Tot la muncă, tot la muncă. E a doua zi de muncă, e a treia zi de muncă, de fapt. Merge treaba, merge. Azi a mers mai bine. Bine că sunt perioade când se pornește lumea și comandă un Uber. Și acum stau de ceva vreme, de vreo 10-15 minute. Ai fază că cam doare capul. Că dacă îi dau drumul la geam, se intre aer. Mă dor dinții, dacă dau drumul la aerul condiționat, mă doare capul aia în fază. Nici așa, nici așa nu-i bine. Și am transpirat pe spate, e cald. Și afară e frig și dacă intră clientul de la frig, ar vrea și el puțină căldură, mă gândesc. N-am nicio comandă. Dacă o să apară vreo comandă, o iau și încheiem acolo. Am două videouri faine. Am filmat și din mașină și tot. Am filmat și din mașină. Și a ieșit un video fain. Numai că nu prea am timp să-l postez, aia e faza. Să vedem și astăzi la ce oră mă duc acasă. Ar trebui când îmi ies banii mă duc acasă. Și mai vedem. Am calculat și consumul la mașină. El mi-arată 6 litri în oraș la 100 de kilometri, puțin. Consumă foarte puțin. Acum aerul condiționat nu știu cât consumă. Să zicem cu un litru în plus, cred. 7 litri și așa. E puțin. Numai client să fie. Am înțeles că o să se închidă tot, magazine și toate cele, bar și tot, o să vedem. Da. Merge treaba, am făcut în câteva ore, în 4 ore 100 de lei, cred. Nu știu, dacă intru în aplicație se închide tot, aia e faza, cred. Se oprește filmare, dacă am acolo 100 de lei în 4 ore. Nu. Mă gândesc că poate... Dacă nu era chestia asta cu virusul, mergea și mai bine, sigur. Dar și așa, circulă lumea, e circulație, nu e pustiu pe stradă. Și azi a fost frumos, e cald. Numai că pe mine mă doare capul, aia e fază. Na, ce să facem? Asta e. E fain. E fain. Trebuie să mănânc ceva, să nu slăbesc. Mă duc la Kaufland și bag mici sau o ceafă, ceva să vedem. Mai duc vreo două curse. Și după, pe la vreo 6 mă duc la Kaufland. Și băgăm la burtică. Și cam așa cu Uber-ul. Merge treaba, merge. Seara e fain într-un fel, schimbul de noapte, că... Nu e trafic. Aia e faza. Atunci e fain, nu circulă nimeni. Și sunt și cerințe, cere lumea Uber. Na, asta e. Așteptăm clienții să apară. Se înserează puțin, iese lumea, să vezi. La plimbare una alta le trebuie o mașină. Și atunci intervin eu. Am spirit. Dezinfectăm când e nevoie. Șervețele umede. Și asta e. Merge viața mai departe. Nu ne putem opri pentru că un virus n-are ce face. Asta este și cam atât pe ziua de azi. Merge treaba, merge. Nu prea mai am să stau și pe acasă, să șucesc. Și asta e. Circulă lumea și la Glovo. Cu bicicletele pe jos, pe trotinete. Food Panda. Food Panda 1 am văzut, sincer. Am văzut mai mult cu Glovo. Și așa, boss, să vedem și astăzi câți bani le facem și mergem acasă. Ar trebui să mă și antrenez la un chis și sala, trebuie să mă duc la stadion, măcar gen ăsta, tracțiuni să fac și flotări, să ne menținem în forță, să ne păstrăm puterile.
Și cam așa. Alte informații, nimic. E o zi normală. Vezi, n-am ce face și mă ia somn. Mai mult îmi place când învăr volanul, vloganul. La rus. Hai, faza că trebuie să dau drumul la geam sau la aer condiționat și răcesc ca prost aici, în cabină și eu, cu mașină. Nu, ce să vă mai zic, nu mai am ce să vă zic. Abonați-vă, apăsați butonul de like, coment, subscribe. Dacă aveți întrebări în legătură cu Uber-ul, mi le lăsați în rubrica de comentariu. Am filmat și mașina, am video, dar din două părți și vreau să le uneți ca să nu ziceți că nu știi, nu înțelegeți despre ce vorbesc. No. Cam asta o să fie video de astăzi, de scurt, 6 minute. Nu vreau să vă lungesc. Și cam așa. Să vedem. Oi, Doamne. No, pa, aveți grijă de voi. Feriți-vă de virus. Băgați antivirus. Pa.